Recent am ascultat o lucrare printr-un proroc autentic. Autentic. Și spune că în România, în scurtă vreme, se va da un ordin ca tinerii voștri să fie încorporați. Și nu își vor găsi liniște. Eu mă gândeam, am trei băieți așa mari, niciunul nu însurat. Oare cum aș vedea eu să văd băieții îmbrăcați militar, duși nu știu unde? V-ați gândit vă odată la asta? Și spunea Duhul Sfânt, rugați-vă, autentic, mijlociți ca eu să intervin, eu să apăr țara asta, autentic. Și eu mă rog, nu-i zis, nu mă rog de câteva ori, Doamne, lasă pacea ta în România. Eu sunt mai lipit de Ucraina decât voi. Este a treia oară când vă rog frumos. Gura mică. Amin.